Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri. Tragedie la Brăila. Un bărbat de 58 de ani, pasnic la un ponton, a murit după ce a căzut în Dunăre. Totul s-a petrecut duminică, trupul omului fiind zărit în apele fluviului aproape de malul stâng de o persoană care a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevrele de resuscitare și l-a transportat la spital, unde însă a fost constatat decesul. Cercetările continuă și în urma efectuării necropsiei se va stabili cu exactitate cauza morții. Ziua de 13 ianuarie s-a dovedit a fi nefastă pentru un bărbat din municipiu. Polițiștii din cadrul postului de poliție Transporturi Navale Brăila au fost sesizați telefonic că o persoană plutea în apele fluviului Dunărea în zona kilometrului 171+700. La fața locului s-au deplasat polițiștii de la Transporturi și tehnicianul criminalist din cadrul poliției municipiului, care în urma verificărilor au stabilit că victima avea 58 de ani. Se pare că în timp ce se afla pe mal lângă pontonul pe care era pasnic, acesta ar fi căzut în apă. Imediat după primirea sesizării, polițiștii s-au deplasat în locul indicat, au efectuat cercetarea la fața locului și au dispus transportarea cadavrului la morgă pentru efectuarea necropsiei. În urma efectuării necropsiei se va stabili cu exactitate cauza morții. Sunt puține locuri de muncă puse la dispoziția șomerilor brăileni, dar nici interesul acestora nu este mare atunci când vine vorba de a-și căuta un loc de muncă. Cel puțin asta crede primarul Aurel Simionescu. Constatarea sa vine după ce a observat că, deși sunt foarte multe persoane disponibilizate de la CET, niciuna nu s-a arătat interesată de postul de fochist scos la bătaie de un liceu din municipiu. La finele lunii noiembrie, la Brăila erau înregistrați oficial 8.211 șomeri, rata șomajului fiind de 6,29%, mai mare decât cea înregistrată la nivel național. Chiar și în aceste condiții, săptămânal, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziția șomerilor aflați în căutarea unui loc de muncă câteva zeci de slujbe în domenii diferite de activitate, dar care însă nu îi atrag pe șomeri. Continuăm să avem în fiecare săptămână, în fiecare lună, locuri de muncă disponibile în oraș. Și eu v-am mai spus că nu înțeleg cum e posibil să avem 5.000 de șomeri și 100 de locuri de muncă disponibile în oraș. Și vă dau și un exemplu așa mai concret. Liceul Edmond Nicolau a scos la concurs, printre altele, un post de fochist. Știți câți oameni am disponibilizat de la CET, știți toată discuția, nu s-a înscris nimeni. Deci, eu încerc să găsesc o explicație, poate în faptul că salariile sunt mai mici în zonă, că nu le convin, dar totuși din atâția oameni care sunt în căutarea unui loc de muncă, nu am găsit unul care să se înscrie la acest concurs, care să își dorească această slujbă. Deci sunt lucruri pe care, repet, încerc să le înțeleg, dar nu le găsesc o foarte mare posibilitate de rezolvare. Până miercuri, la Agenția Brăileană sunt disponibile 77 de locuri de muncă, atât pentru muncitori calificați, cât și pentru necalificați, pentru cei cu studii medii, dar și pentru cei cu studii superioare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Brăila, reamintește fermierilor faptul că termenul limită de depunere a cererii pentru ajutor de stat prin rambursarea diferenței de acciză pentru motorina utilizată în agricultură trimestrul 4-2012 este 31 ianuarie 2013. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă, stabilită la 21 de euro pe 1000 de litri pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Pentru anul 2012, valoarea accizei decontate este de 1,2686 lei pe litru de motorină. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat, însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate în trimestrul respectiv, precum și documentele prevăzute de ordinul MADR numărul 126/2010, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit legii, cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăși 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanțare prin rambursare. Cantitățile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.
Indemnizațiile parlamentarilor nu sunt ostentative, dar nici nu-i plasează pe aleși la polul sărăciei. Deputatul Mihai Tudose din partea Uniunii Social-Liberale a declarat că mesajul premierului a fost cât se poate de clar. Parlamentarii trebuie să se descurce cu ce au, chiar dacă sunt mai mulți. Asta este viața, trebuie să înțelegem și noi. Nu știu dacă vor fi surprize la vot, a precizat Mihai Tudose. În același timp, acesta a susținut că un parlamentar are un anumit statut și deci are și anumite cheltuieli. Numai că fiecare trebuie să dețină un control al cheltuielilor și să fie cât mai cumpătat. În același timp, senatorul Uniunii Social-Liberale, Ion Rotaru, spune că se puteau diminua cheltuielile cu cazarea dacă se făcea un hotel al Parlamentului. Premierul Victor Ponta a solicitat parlamentarilor să se descurce chiar dacă sunt mai mulți cu aceiași bani pe care i-au avut și anul trecut. Cheltuielile parlamentarilor sunt diferite în funcție de preocupări și de comisiile din care fac parte, iar diferențele dintre prezentările mass media și realitate sunt extrem de mari, susține unul dintre parlamentarii brăileni cu acte vechi. În ceea ce privește bugetul parlamentului, foarte mesajul foarte simplu, am avut anul trecut alocat bugetul 197 de miliarde, primul a spus foarte clar, vă descurcați tot cu banii. Sunteți mai mulți, asta e viața. Vreau spus, am luat pe care v-ați mai văzut pe la televizor. Credeți-mă cu jumătate ce ați la televizor, nu e adevărat. Vă spun că fiind în serios. Săptămâna viitoare vom clarifica anumite lucruri, vedem cum împărțim banii, să asigurăm funcționarea instituției respective. Atenție, din cele 97 de miliarde alocate parlamentului, nu tot banii aia îi împărțim, suntem 410 deputați și la Camera Deputaților de bugetul 197, îi împărțim și luăm părți egale. Deci plătim și curentul la clădirea aia, și apa, și curentul pe care serviciile. Serviciile, inclusiv curentul pe care, în ghilimele, ca o glumă, îl fură presa când își bagă cam în doar vedere în prizele de la Parlament. Ceea ce e foarte adevărat. Fac la tot la noi. Face-o ca pe o, ca pe o glumă. Deci, cheltuielile cu parlamentarii, efectiv, sunt o, efectiv, un procent foarte mic din, din suma centrală, dar încercăm să ne spunem mai de buget și orice e reușit. La sensul care deranjează în această schiță de buget, pe timp cheltuielile, de exemplu, de contul de la benzină, care am înțeles că nu se face, deci, la fel. Care nu se mai acoperă din bani. Deci un tip de eficientizare, de eficientizare tot în sensul următor. Până acum mașinile din teritoriu se reparau din bugetul central și atunci intervenea și un gen de indiferență, dacă vezi, dau cu ea în toate gropile, toate voturile, că nu mă costă nimic cu repară. Când simți cu repară, tu încerci să mai ai un pic grijă. Ce vrei, ai voi face aia? Sau să permit aceva mesaj șoferului care folosește. Dacă e limitat plafonul, nu poți să mai cheltui cât vrei. De contul cu benzina, ceea ce auzit dumneavoastră, acolo sunt trei tipuri de cheltuieli care le aveam gratuit, dacă doriți. Transportul cu avionul, cu trenul și cu mașina. Sunt colegi care vin de la localitatea de domiciliu la Parlament, nu au nici cale ferată, nici avion. Dar unii au fost și exagerări, în sensul că se ducea de 4 ori pe săptămână cu avionul de la București la Iași. Ca să... Cel mai ieftin bilet de avion intern e 200 de euro. Însă asta e foarte clar. Pe avion și pe mașină sau de contul cu mașina. Ai un drum dus întors pe săptămână. Când vici, când te duci la lucrări. Și lăsăm open cu trenul. Mai sunt evenimente, chiar de natură parlamentară, în teritoriu. Trebuie să vin. Ok, te duci cu trenul, cuși încet. În același timp, colegul său de partid spune că lucrurile se puteau așeza dacă se dorea acest lucru în timp. Eu aș vrea să subliniez faptul că ar trebui odată tăiată coada pisicii, în sensul de a avem parlament, e nevoie de parlament, e limpede, trebuie regândită și legea și lucrul ăsta este clar pentru toată lumea, dar de ce în 23 de ani nu s-a făcut un hotel al Parlamentului și costurile erau mult mai mici pentru investiție și ele se amortizau în timp și nu mai existau toate aceste discuții și cheltuieli mari la ora actuală, mi-e greu să înțeleg și a trebuit militat pentru această idee, sigur, acum e mai greu în această perioadă, dar soluția este aceasta. Pentru că fie că stă la gazdă, o soluție din asta, fie că stă la hotel, parlamentarul tot cheltuie niște bani. Dacă acea
locație era a Parlamentului, costurile erau cu totul și cu totul altele. Declarațiile au fost făcute vineri dimineață la sediul PSD, la ultima conferință de presă susținută de aceștia. Noua Republică Brăila consideră grave afirmațiile ministrului Sănătății Eugen Nicolaescu, care dorește să-și însușească banii asiguraților din sănătate pentru a-i risipi, potrivit reprezentanților acestui partid, clientelei de partid și, la fel de gravă, dorința domnului ministru de a deposeda autoritățile locale de spitalele de urgență. Tocmai de aceea, Noua Republică din Brăila se aliază cu adversarii politici. În ceea ce privește fondurile asiguraților, Noua Republică din Brăila consideră că orice inițiativă privată trebuie să găsească un partener în autorități. Iar atunci când este vorba despre redistribuirea banilor asiguraților din Sistemul Național de Sănătate, autoritățile trebuie să încurajeze inițiativele private și nu să le discrimineze. Cel mai bun exemplu este în Brăila Centrul de Îngrijiri Paliative, unde costul serviciilor este jumătate față de cele prestate de sistemul public. Prestarea de servicii la prețul corect este singura metodă de utilizare eficientă a banilor asiguraților, susține conducerea Partidului Noua Republică din Brăila. Pentru un comunicat transmis redacției, reprezentanții Partidului Noua Republică Brăila susțin că, în ceea ce privește tentația ministrului Nicolaescu de a lua de la brăileni spitalul județean, Noua Republică consideră și, în baza principiilor subsidiarității pe care le apără, că brăilenii trebuie să încheie un pact politic pe această temă și să se opună ministrului abuziv. Comunitatea brăileană trebuie să-și apere avuția, iar spitalul județean a beneficiat de investiții serioase făcute de Consiliul Județean Brăila. Vom fi solidari cu adversarii noștri politici din Brăila pentru păstrarea Spitalului Județean de Urgență la comunitatea locală. Handbalistele brăilene au pierdut la scor primul meci oficial din 2013 după o evoluție slabă și au coborât de pe podium. Brăilencele au jucat handbal doar un sfert de oră din prima repriză. Fără portarul Dobre, cu extreme improvizate, cu pivoți care fac doar act de prezență pe teren, experimentatele Horja Moldovan și marea speranță a handbalului feminin Gabriela Perianu nu puteau să facă minuni. Astfel că HC Dunărea a fost o pradă ușoară pentru handbalistele lui Gheorghe Covaciu. Grație paradelor portarului și cu o linie de 9 metri productivă, Ujolidon a condus la o diferență confortabilă până în minutul 22, când tabela arăta 12-9 pentru gazde. Brăilencele au reușit un final de repriză bun, au egalat la 12-12. Horge a marcat pentru 15-15 cu 30 de secunde înainte de finalul primei părți, însă a înscris și Carmen Cartaș, astfel că la pauză gazdele aveau un avantaj de un gol. 6 minute din repriza a doua au mai reușit brăilencele să se mențină în plasa clujencelor. Clujencele s-au desprins chiar la 9 lungimi, 32-24, cu câteva minute înainte de finalul partidei, perioadă în care ambii antrenori au folosit jucătoarele de rezervă. Doamnelor, domnilor, cu această știre punem punct aici grupajul informativ de astăzi. Ne revedem mâine la ora 18 cu noi informații. Până atunci, nu uitați, ne puteți regăsi și pe internet pe www.braila.tv. O seară excelentă tuturor!